Asociația de proprietari 18 a primit de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău o amendă de 40.000 de lei, ceea ce reprezintă o premieră în județ. Până acum, niciuna din asociațiile de proprietari sancționate pentru încălcarea legislației muncii nu a primit o amendă atât de mare. Asociația în cauză a încălcat grav această legislație prin faptul că a folosit la lucru 4 persoane cărora nu le-a încheiat contract individual de muncă. Reprezentanții asociației aveau cu persoanele respective un contract de prestări servicii. Acesta se încheie doar pentru realizarea unei anumite lucrări ocazionale, nu pentru o activitate desfășurată zilnic pe o perioadă îndelungată. Ori cele 4 persoane lucrau ca orice salariat zilnic de multă vreme, ceea ce este specific activității reglementate prin contractul individual de muncă, a declarat Dan Buftea, purtător de cuvânt al ITM Bacău. Pentru fiecare caz în parte de muncă desfășurată fără forme legale, amenda prevăzută de legislație este între 10.000 și 20.000 de lei, dar ITM a aplicat sancțiunea minimă. Cu toate acestea, pentru o asociație de proprietari, sancțiunea suportată este foarte mare. Reprezentantul ITM Bacău mai afirmă că amenda a fost dată asociației și nu președintelui ori administratorului ei, pentru că aceștia nu au calitate de persoană juridică. Reprezentanții Asociației de Proprietari 18 consideră că inspectorii ITM au aplicat amenda fără a avea o bază legală. Suntem angajați toți pe bază de convenții. Prevederile legale ne dau acest drept. În hotărârea de guvern 1588 pe 2007, care reprezintă normativele de aplicare a legii 230, este prevăzut clar că asociația de proprietari poate angaja personal pe bază de convenție civilă, potrivit codului civil. Administratorul asociației a mai explicat că s-a ales soluția convenției civile din rațiuni financiare. Dacă le-ar fi încheiat angajaților contracte de muncă, obligațiile fiscale ale asociației ar fi crescut cu 27%, ceea ce înseamnă că locatarii ar fi avut de plătit în fiecare lună mai mult la întreținere. Asociația 18 a contestat amenda și procesul verbal încheiat de inspectorii ITM și se așteaptă acum decizia instanței.